v-am găsit la un episod în acest clip, ne vom uita. La horror short ne uita la niște clipuri de aici și clar nu la unele de la. Asta cred că am mai făcut reacție la acea chestie. Uitați, nu știu că... Hai să dați la chestii. În prima parte, deci am toate chestii peste ea. Aici se pare că avem un om care are o lanternă și văd că explorează un beci. Hai să dăm mai departe. Nu știu cum are să continue acum partea aceasta, dar are să continue bine. Se uită la... Uita, văd că avea o reacție aceasta, s-a întors repede pentru că auzise un sunet. În caz că nu știu dacă dăm mai departe. Auzise un sunet în spatele lui. Și da, este în română. Lasă sticla cu apă. Aici sunt niște obiecte mai vechi, asta e sticlată. Nu-mi prea mai stau. Aici sunt niște obiecte vechi, aici scule ceva de la mașini. Hai să continuăm. Nu știu, puteam să reacționez aici la clipul ăsta. Dar pare destul de interesant. Hai să vedem. Văd că se uită într-o carte. Deci, se uită într-o carte în acest moment. Acum văd că aici e o poză destul de ciudată și văd că poza asta are praf pe ea. Adică nu este o poză, cred că s-a depus praf în acest timp. Am respirat în partea cealaltă. Văd acum că folosește, aici e o poză destul de ciudată, văd și eu asta. Da, e destul de ciudat arată asta, nu înțeleg nicio ce este. Oricum acest clip are să aibă două părți, să urmărim până la partea... Stai, nu pot să văd, dar... Haide. Am ascuns acea chestie. O să urmărim până la 5-3 minute. Nu o să urmărim asta tot clip pentru că este foarte lung. Și asta este un beci? Asta este ce a găsit un beci. Asta e o carte despre artă. Ce ar căuta o carte despre artă la tine în beci? Da. Nu e ca și cum beciul tău ar fi un fost muzeu sau ceva. Asta nu știu. Menționează că nu ca și cum beciul lui ar fi fost un muzeu sau ceva de genul. Și asta... Oh, l-am prins în etul greșit. Mamă, e... Pe aia care îmi perist. Așa spune. Sentiment ciudat când eram acolo. Cum ar fi? Nu știu. Deci spune... Frica aia. Că avea vreo frică în beci. Ca și cum ar fi ultima restanță, știi? Frica aia care persistă, dar nu e acolo. Asta e un prinzător de vise. Ce ar căuta un prinzător de vise într-o carte de artă?
Da. Așa. Deci, cred că se referea la ăsta. Când visele dispar. Adică, nu mai poți visa? Menționează că cum visele dispar, nu prea mă pricep eu în domeniul ăsta, vise și chestii de-astea. Să vedem. Nu uita să dați pe nu uita să apăsați pe butonul de subscribe. Arată ca o vizitoare, dar lipsește ceva din ea. Uite-le. Ai idee ce adică sunt asta? Adică această parte avea două părți într-un fel sau altul. Deci, am să postez și partea a doua. Cred că poimene, nu știu exact când. E un puzzle. Uite, tradu asta. Ce limbă e asta? Cred că e o limbă veche. E o combinație între limbile din antichitate. Acum nu se înțelege exact ce este exact. Acest puzzle e un, pare unul destul de dificil, dar nimeni n-a reușit să-l facă. Îi spune să facă liniște. Când visele dispar și apare prima lună. Acum menționează când visele dispar și apare prima lună. Tot ce ți-a rămas, e doar ce țin lună. Povestile nespuse, adâncuri ce se par. Adică își menționează, din greșeală l-am dat. Secretele sunt ascunse. Menționează că secretele sunt ascunse. Asta e un fel de cod. M-am întors după. Ia, crezând că ăsta e un fel de cod, dar nu știam, nici eu nu prea înțeleg, că nu prea am început coduri sau chestii de astea. Carte, să-ți aduc. Am văzut și o servietă. O servietă, adică asta. Dacă... Aceea cu codul din 6 cifre? Tu de unde știi? Ce arată asta? Să mulțumesc pentru tot. Mulțumesc! Cu plăcere! Nu știu ce vreau. Păi cam atât a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, Nu uitați să zdrobiți buton de like, o să lași un like la acest clip și să dați share la videoclip. Noi ne auzim data viitoare, pa, pa! Pe data viitoare, pa!